Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duhamin, apărătorile și mărturisitorile al Ortodoxiei, luminătorile al neamurilor, fiule al Moldovei și părinte al Ucrainei, Sfinte Ierarhiei Petru, mult binevoitorule, roagă lui Hristos Dumnezeu să ne apere credința și să montească sufletele noastre. Vestitorul Ortodoxiei și apărătorul credinței, Arhiereului Hristos, Petru al Chievului, să se cinstească după vrănicie că și patria și neamul le-a lăsat, dar nu le-a uitat, de cele lume s-a lepădat, pe cele cerești și veșnice dobândind, de aceea se veselește împreună cu ceata ierarhilor mărturisitorii credinței, auzind cântarea, bucură-te, ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Ales fiind de Dumnezeu din pânte cele maicii tale spre a deveni păstor vrednic al Bisericii Ortodoxe, împodobit cu smerita cugetare și credință neclintită. Prin ispitele vieții ai trecut neșevoielnic, căci ai avut ca țintă neschimbată o în sălașele cerești. De aceea te rugăm, primește de la noi cântarea aceasta. Bucură-te, făclie duhovnicească, bucură-te, slujitor al ortodoxiei, bucură-te, purtător al Harului Sfântului Duh, bucură-te, strănepot al Sfântului Voivod Ștefan cel Mare. Bucură-te cel ce te-ai dăruit cu totul bisericii, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te alungarea și bucură-te cel ce te-ai ostenit pentru Hristos, bucură-te lumina sufletelor tulburate, bucură-te purtător al cuvintelor sfințite, bucură-te povățuitor al bisericii, bucură-te păstor credincios, bucură-te ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Ca un trandafir bine mirositor, ai răsărit în binecuvântată grădina Moldovei, având o pârșia în, slăvitul neam al mușatinilor, dar ai sfințit prin viața și ostenelile tale pământul Ucrainei, unde ai fost rânduit de Dumnezeu ca arhiereu și îndrumător spre luminat al bisericii pra pravoslavinice. Când furtunile resurilor izbeau corabia ortodoxiei și biruitor, ai cântat aleluia. În curțile domnești de la Suceava ai copilărit fiind ocrotit de Sfântul Mare Mucenic Ion cel Nou. Ai deprins frumoasele învățături și obiceiuri și ai găsit pilde demne de a urma în viață, întărindu-ți mintea și sufletul cu povețele și rugăciunile Părinților tăi, ei bucurat de darurile cu care Dumnezeu te-a binecuvântat, pentru care te lăudăm zicând. Bucură-te, fiu al neamului românesc, bucură-te, sfințitor al poporului ucrainian, bucură-te, cel ce ai primit lumina botezului, bucură-te, purtător al unui nume de apostol, bucură-te, slujitor al Evangheliei, bucură-te, cel împodobit cu lumina gândului, bucură-te, vestitor al cuvintelor vieții, bucură-te, purtător al harului. Bucură-te, trăitor al smereniei, bucură-te, păzitor al poruncilor dumnezeiești, bucură-te, mireasma vieții curate, bucură-te, păstorule cu mult nevoitor, bucură-te, ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Harul lui Dumnezeu te-a cercetat pe tine, sfinte din pruncie, punând în sufletul tău dorul după cele sfinte și năzuința de a sluji lui Dumnezeu, având de aproape învățător și povățitor pe unchiul tău, mitropolitul Gheorghe Movilă, de la care ai învățat a iubi pe Dumnezeu și a te jerfi pentru credință cântându-i aleluia. Încă din frage de tinerețe ai cunoscut o pribegiei în țări străine și dorerea de orfan când părintele tău, voievodul Simion a răposat și prin rânduiala lui Dumnezeu a ajuns împreună cu mama și cu frații tăi în Polonia, unde te-ai desăvârșit în învățătura cărții, cinstindu-te pentru iscusința ta, te lăudăm cântând. Bucură-te că ai răspuns chemării cerești, bucură-te rod bun al ortodoxiei, bucură-te binecuvântarea neamului tău, bucură-te vlăstar domnesc al Moldovei, bucură-te rodire în pământ străin, bucură-te călător neostenit, bucură-te făclia bisericii, bucură-te lucrător în via Domnului, bucură-te ochi privighetor, bucură-te Cinstitor al Sfântului Mucenic Ioan cel Nou, bucură de propovăduitor neobosit, bucură de ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Având povățuitori pe dascăli vremii și hrănindu-ți sufletul cu învățăturile Evangheliei Domnului, ocrotit fiind de rugăciunile Maicii tale, ai ajuns la vârsta de plinătății, când drumurile vieții s-au deschis înaintea ta, iar învâltoarea timpului tău ai luptat pentru creștinătate cântând Aleluia. Dăruit fiind de Dumnezeu cu multe daruri și văzând pe cei din neamul tău lucrând cu multă stăruință pentru întărirea ortodoxiei prin câtitorirea de biserici și mănăstiri și prin danii la Muntele Atos, cu toată râvna ți-ai pus în slujba bisericii toate puterile sufletești trupești, dovedindu-te un bun oștean, de aceea te lăudăm așa. Bucură-te luptător pentru credință, bucură-te biruitorile al potrivnicilor, bucură-te pom încărcat cu fapte bune, bucură-te următor neclentit al lui Hristos, bucură-te cinstitor al Maicii Domnului, bucură-te cugetare la ceasul judecății, bucură-te mângâierea celor necăjiți, bucură-te miluitor al sărmanilor, bucură-te ajutător al întristaților, Bucură-te alipire de piatra Hristos, bucură-te minte înțeleaptă, bucură-te doritor al Sfințeniei, bucură-te ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Cugetând la viețile sfinților, la faptele înaintașilor și la nemurirea sufletului, te-ai retras din viața ostășească și ai găsit în biserică odihna sufletului și răspunsuri la doririle inimii tale. Roagă-te acum pentru noi credincioșii care ne luptăm cu valurile vieții, ca să ajungem la limanul mântuirii unde, izbăviți fiind, vom cânta lui Dumnezeu, aleluia! N-ai răvnit domnia cea pământească și trecătoare, ci viața veșnică și nepieritoare, mergând pe calea cea strâmtă și anevoioasă, cu ajutorul ceresc, ai călătorit pe ea până la obsteșcul tău, sfârșit și ai primit din mâinile lui Hristos lăcaș în împărăția sfinților, unde ai intrat cântând cântări de berință Pentru aceasta primește de la noi aceste laude. Bucură-te, iubitor de curăție, bucură-te, mult ostenitorule, bucură-te, căutător al veșnicului adevăr, bucură-te, rostirea cuvintelor pline de har, bucură-te, iubitor al vieții monahale, bucură-te, povățuitor al credincioșilor, bucură-te, împlinător al virtuților, bucură-te, potolirea patimilor, bucură-te, cugetare a celor sfinte, bucură-te, viețuirea aleasă, bucură-te, cugetare smerită, Bucură-te, slujitor al lui Hristos! Bucură-te, ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe! Punând în slujba Bisericii lui Hristos toate averile tale, te-ai dăruit pe tine însuți cu totul lui Dumnezeu, slujind cu râvnă neobosită în opștea lavrei pe Cersca din Kiev, unde ai înmulțit talanții primiți. Bucurându-ne de cerească ta alegere, te lăudăm și cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Prin o minunată rândvială Dumnezească ai fost ales de obștea mănăstirii pentru a îndeplini ascultarea de egumen. Cu dragoste și răbdare ai povățuit și luminat pe cei ce veneau la tine, făcându-te îndrăgit de toți pentru sfințirea vieții tale. Luminează-ne și pe noi cei ce te lăudăm pe tine, zicând așa. Bucură de născătora virtuților, bucură de părinte al fiilor duhovnicești, bucură de sfătuitor iscusit, bucură de iubitor al bunelor nevoințe, bucură de pilduitor al faptei, bucură de întărire a celor slabi în credință, bucură de cinstitor al sfinților, bucură de sporire a lucrărilor bisericești, bucură de căutător al visteriilor cerești, bucură de înnoirea vieții duhovnicești, bucură slujire cu sfințenie, bucură de vrednicule de îndoită cinste, Bucură-te, Ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe, trudind fără preget pentru mântuirea credincioșilor, a întemeiat în Percesca prima academie teologică, unde s-au format apărătorii ortodoxiei, fiind cu dragoste îndemnați și po povățuiți de tine. Hrănește-ne și pe noi cu povețile tale, prea fericite Părinte Petru, și luminează-ne mintea ca să umblăm în calea voii lui Dumnezeu, cântându-i Aleluia. Cine va putea spune nevoințele tale sfinte, pribegiile de toată noaptea, mătăniile, lacrimile pe care le aduceai lui Hristos pentru mântuirea sufletului tău și a păstoriților tăi? Așa te-ai făcut pildă tuturor prin înțelepciunea cugetării și dragostea de Dumnezeu, iar noi îți cântăm. Bucură-te, bărbăție duhovnicească, bucură-te, ocrotirea fiilor sufletești, bucură-te, ostenitor neobosit, bucură-te, pucăință neîntreruptă, bucură-te, prieten al Sfinților lui Hristos, bucură-te, pildă de nevo al nevoitorilor, bucură-te, slujitor harnic, bucură-te, arhiereu darnic, bucură învățător duhovnicesc, bucură-te, păstor iubit de Tatăl Ceresc, Bucură-te vas al alegerii Domnului, bucură-te locaș curat al Duhului Sfânt, bucură-te ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. De la păstorirea de Eugomen, după scurtă vreme ai trecut la slujirea arhierească, fiind ales mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine fără cârtire, purtând pe umeri cruce arhierească, lucrând cu râvnă pentru luminarea poporului, prin întemeierea de școli, tipografii, spitale, frății ortodoxe, care ajutau pe cei din nevoie, aducând aproape pe fii Bisericii lui Hristos, care împreună cu noi striga Aleluia. Nici de vitregiile vremurilor, nici de mulțimea vrăjmașilor nu te-ai temut, înnoind cu totul viața bisericii din Ucraina, cu vitejia înfruntat pe potrivnici care luptau împotriva ortodoxiei și a scos din mâinile lor multe biserici pe care le-au răpit, de aceea, minunându-ne de viețuirea ta, îți cântăm. Bucură-te, ierarh înțelept de Dumnezeu, bucură-te, lucrător cu trezvie, bucură-te, neîncetată rugăciune, bucură-te, semănător duhovnicesc, bucură-te, în suferință, bucură-te, luptător al bisericii, bucură mistrare mustrarea celor potrivnici, bucură-te îndemnare la virtuțile creștinești, bucură-te povățuitor al drept credincioșilor, bucură-te părinte al frăției ortodoxe, bucură-te ocrotitor al celor slabi, bucură-te arhiereu vrednic de laudă, bucură-te ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Ce laude vrednice vom aduce ție, slujitor ale sal bisericii, căci prin tine a rodit credința ortodoxă, lăsând urmașii cărți folositoare și ziditoare de suflet, care împodobesc cu nuna răsplătirilor pre pregătite pentru tine de domnul în ceruri. Așadar nu înceta curgăciunile tale să alunge rătăcirile și eresurile pierzătoare de suflet ca să cântăm lui Dumnezeu aleluia cuvintele Marelui Apostol Pavel, toate le pot în Hristos, cel ce mă întărește, te-au întărit cu luptele pe care le-ai purtat pentru credință, fără a te înfricoșa că ce ai săvârșit lucrarea apostolească de vestirea cuvântului Evangheliei, brind toate vicleniile potrivnicilor, întărindu-ne pe noi cu puterea îndrăznelii tale, cei ce ne potignim și suntem neputincioși, ca să-ți cântăm așa, bucură-te iubitor al sfințeniei, bucură-te învățător al virtuților, Bucură-te împăciuitor al popoarelor, bucură-te păstor al Bisericii Ucrainei, bucură-te teolog al dreptei credințe, bucură-te alcătuitor al mănăstirii ortodoxe, bucură-te sinodului de la Iași, bucură-te slujitor al întregii ortodoxii, bucură-te prieten al lui Vasile Voievod, bucură-te sfeșnic al Patriarhiei Cumenice, bucură-te luptător pentru adevăr, bucură-te iubitor de sfințenie, bucură-te dăruire jerfelnică pentru frați, Bucură-te, Ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Cel ce în vremuri tulbure ai știut a păstra nestinsă lumina ortodoxiei și ai mărit-o prin darurile și sărguința ta, cel ce te-ai ostenit pentru facele de bine și ai mângâiat pe toți cei din nevoi și suferințe, ajută-ne și pe noi, luminându-ne calea mântuirii, când suntem cuprinși de nepăsare, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu, aleluia. Tu, Doamne, cel ce ai creat lumea și tuturor toate cele de folos le dăruiești, cel ce răsplătești cu bunătate pe aleșii tăi, ca să fie mijlocitor și purerea rugători în fața tronului tău pentru noi păcătoși, primește rugăciunile Părintelui nostru Petru, care prin chemarea și slujirea sa mijlocește pentru popoarele ortodoxe și ne auzi pe noi care cinstim pe Sfântul tău. Bucură-te, comoara Bisericii Ortodoxe, bucură-te, al credinței adevărate, bucură-te, podaba a teologiei, bucură-te, lauda ortodoxilor, bucură-te, învățător înțelept, bucură-te, luminător al conștiințelor, bucură-te, lucrător al prieteniei dintre popoare, bucură-te, om al lui Dumnezeu, bucură-te, părinte al Bisericii, bucură-te, păzitor al frăției adevărate, bucură-te, călăuza vieții duhovnicești, bucură cel încununat de Hristos, bucură-te, ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. Ca o luminare în sfeșnic a iluminat pe toți, bucurând și binecuvântând obștea călugărilor, odihnind pe cei osteniți, întărind pe cei slăbănogi, mângând pe cei întristați, pe sărmani miluindu și pe toți iubindu-i cu părintească dragoste, îndemnându-i spre lumina lui Hristos, binechivernisind darurile încredințate ție. Pentru aceasta, avându-te pe tine ocrotitor, cu mulțumire cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Părinte al Bisericii Ucrainei, prieten al Poloniei și iubitor al neamului tău românesc, ai trimis în Moldova și în țara românească tiparnițe și meșteri scusiți, po, profesore la Academia din Iași, cărți biserice și pravile pentru întărirea vieții duhovnicești. De aceea noi te lăudăm și nădăjdim ca prin sfintele tale rugăciuni să ajungem la bucuria cea fără de sfârșit a darurilor cerești și lăudând moștenirea luminii faptelor tale, îți cântăm așa. Bucură-te, păstor înțelept, bucură-te, chivernisitor al bunelor rânduieli, bucură-te, vindecător sufletesc, bucură-te, învățător în tainele credinței, bucură ajutător al săracilor, bucură-te, dască la pocăinței, bucură-te, sprijinitor al celor prigoniți, bucură-te, săvârșitor al faptelor bune, bucură-te, stareț al lavrei pe Cersca, bucură-te, mitropolit al Kievului, bucură-te, candela bisericii, bucură-te, cetățean al raiului, bucură-te, ierarhie Petru, apărător al dreptei credinței știind mai dinainte că se apropie ceasul călătoriei celei mari. Ai pus în bună rânduială toate ale bisericii, averei, ai dăruit-o școlilor și mănăstirelor, apoi mulțumind lui Dumnezeu pentru toate, împodobind în haina credinței ortodoxe, te-ai apropiat de tronul dreptului judecător, de unde ai primit răsplata cuvenită și odihna cerească, cântând în vece aleluia. Scurtă ți-a fost viața pământească, dar veșnică îți este pomenirea. Puțină vreme ai slujit în vrănicie arhierească, dar însutite au fost roadele. Bună alergare ai săvârșit, nădejde și bucurie semănând în sufletele credincioșilor, iar ei cu multă joală te-au petrecut la Pecersca, unde cu trupul te-ai lăudat sfinților ce odihnesc azi. Iar cu sufletul sfinților din cer, pentru care cu dragoste cinstim pomenirea ta, să-ți cântăm așa bucură-te vestitor al cuvântului cel întropat, bucură-te sprijinitor al ortodoxiei, bucură-te purtător al bunătăților dumnezeiești, bucură-te vas duhovnicesc, bucură-te nevoitor al bisericii luptătoare, bucură-te biruitor al ispitelor, bucură-te că te odihnește acum în ceruri, bucură-te că lauzi pe Domnul împreună cu îngerii, bucură-te că ai ajuns în lumina vieții veșnice, bucură primitor al bucuriei netrecătoare, bucură-te purtător al cununii de slavă, bucură-te rugător al nostru către Domnul, bucură-te ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe. O fericită ierarhie Petru, arhereu al lui Hristos, părintele nostru curătitor și luminător, întăritor al nostru necazuri și supărări, slujitor al adevărat al cuvântului. Cercetează-ne pe noi din ceruri, precum o odinioară pe pământ, pe păstoriții tăi și potolește încercările ispitelor ce ne volesc asupra noastră. Ajută-ne în nevoințele noastre și curgăciunele tale întărește dreapta credință și iubirea frățească. Apără biserica ortodoxă de nevălirile ereticilor și de uneltirile potrivnicilor, umple inimile noastre de bucuria sfântă și de dragoste către aproapele, ca împreună să-i cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! O fericită ierarhie Petru, arhiereu al lui Hristos, părintele nostru crotitor și luminător, întăritor al nostru în necazuri și în supărări, slujitor cu adevărat al cuvântului, cercetează-ne pe noi din ceruri, precum o oară pe pământ, pe păstoriții tăi și potolește încercările ispitelor ce ne volesc asupra noastră. Ajută-ne în nevoințele noastre și curgăciunile cu tale întărește dreapta credință și iubirea frățească. Apără biserica ortodoxă de năvălirile ereticilor și de uneltirile potrivnicilor unde inimile noastre de bucurie sfântă și de dragoste către aproapele, ca împreună să-i cântăm lui Dumnezeu, aleluia! O fericită Arhie Petru, arhiereu al lui Hristos, părintele nostru ocrotitor și luminător, întăritor al nostru în necazuri și supărări, slujitor cu adevărat al cuvântului, cercetează-ne pe noi din ceruri, precum o dinioară pe pământ pe postăriții tăi, și potolește încercările ispitelor ce ne volesc asupra noastră. Ajută-ne nevoințele noastre și curgăciunile tale, întărește dreapta credință și iubire frățească, apără Biserica Ortodoxă de năvălirile ereticilor și de uneltirile potrivnicilor, umple inimile noastre de bucuria sfântă și de dragoste către aproapele, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia! ales fiind de Dumnezeu din pântecele Maicii tale spre a deveni păstor vrenic al Bisericii Ortodoxe, împodobit cu smerita, cu getari și credința neclintită, prin ispitele vieții ai trecut neșevoielnic, căci ai avut ca țintă neschimbată odihna în sălașele cerești, de aceea te rugăm, primește de la noi cântarea aceasta. Bucură-te, făclie duhovnicească, bucură-te, slujitor al ortodoxiei, bucură-te, purtător al Harului Sfântului Duh, bucură-te, strănepot al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Bucură-te Cel ce te-ai dăruit cu totul bisericii, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te alungarea înșelăciunii, bucură-te Cel ce te-ai ostenit pentru Hristos, bucură-te lumina a sufletelor tulburate, bucură-te purtător al cuvintelor sfințite, bucură-te povățuitor al bisericii, bucură-te păstor credincios, bucură-te ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe, vestitorul ortodoxiei și apărătorul credinței, arhiereul Hristos, Pietru al Chievului, să se cinstească după vrednicie. Căci patria și neamul le-a lăsat, dar nu le-a uitat, de cele lumești a lepădat, pe cele cerești veșnice dobândind. De aceea se veselește împreună cu ceata ierarhilor, mărturisitoare ai credinței, auzând cântarea, bucură-te, ierarhie Petru, apărător al dreptei credințe, mele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purărea și în vecii vecilor. Amin.